ca într-o zi de luni. Câte pregătiri îți faci de duminică după masa de duminică seara, tot nu reușești să apar ca scos din cutie. Bună dimineața și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru faptul că ați aterizat iarăși aici pe canal, pe canalul lui Nicu Ben, de unde stăm de vorbă, unde dezbatem, unde ne vedem, da? Deși se anunță ceață densă până pe la 11, ceață densă pe multe șosele ale patriei. Atenție șoferi, ochii pe frână, ceață densă, acum se mai încălzește vremea, cel puțin până miercuri o să avem chiar și plus 17 grade până la prânz și după aia iarăși se răcește, de joi încolo puțin ger. Dar miercuri 24 februarie, ziua dragobetelui, ne vom încălzi, inimile ni le vom încălzi de la atâta dragoste și iubire. Ziceți aici ce plănuiți pentru persoana iubită, pe la restaurant, ceva cadouri surpriză, ceva comandat de pe internet, încă nu știm, să vedem ce ne mai bagă, ne mai bagă la izolare, nu ne mai bagă, aici la Cluj tot în scenariu roșu suntem, bine mersi, au început să mai scoată capul și domnii primari, de până Alba, de până Timișoara, friți. Domnul Boc de aici, păi, zice, noi ne facem atâtea teste, normal, să fim tot în roșu. Sunt județe în care se fac 50-60 de teste, în județele astea lante se fac cu sutele. Astea lante, da, vorbă bună românească. Ce să facem? Stăm aici. Se vorbește despre al doilea rapel, despre a cincea tulpină, despre al treilea val. Ce să mai înțelegem? Bă, băieții de la Antult, bă, băieții care sunt organizare, îi felicit. Și-au făcut ei un set acolo de chestii și-au zis așa, facem festivalul, dar numărul 1, să fiți vaccinați, numărul 2, să prezentați o hârtie cu anticorpii pe care îi aveți și teste PCR o să fie aici la discreție, da? Deci ai certificat de vaccinare, certificat cu anticorpi, intri și îți cântă Van Buren. Nu știu, bine rău, alea falsuri ce s-or face, păi ca să vină 50-60 de mii de oameni aici, în Cluj-Napoca, se vorbea și chiar de 102 de mii pe vremuri, trebuie să fie o industrie a vaccinurilor, o industrie a certificatelor. Șefule, hai că nu m-au zis, stau aici la festival, dăm și mie o țidulă care să ateste cam anticorpi, până mâine, că poi mâine îmi fac rapelul, ceva. Cafea s-a băut și astăzi, bineînțeles, de pe buymeacoffee.com/Nicu Ben. Mulțumesc tare mult, Răzvan, Ana de la California și profesorul, o surpriză plăcută, domnul profesor Ion Copoeru. Mulțumesc de cafele. Trebuie dimineața, domnul profesor de la filozofie, domnul Copoeru, mi-aduc aminte când a venit la primul spectacol, era nedumerit, zice, dar oare ce o să se întâmple pe scenă? S-a întâmplat bine, eram cu încă vreo câțiva colegi, a ieșit un show frumos. În decembrie 2019 și acum suntem în februarie 2021. Da. Păi ne-am apucat și noi de cântat, de pusticul, de pusidiu și poate ne iau ăștia la Antolt să facem un pic de vrăjal acolo și noi. În Israel? În Israel e bine. La centrele de vaccinare din Israel ești așteptat cu pizza, cu humus și cafea. Acum humusul hai și hai, dar pizza, mergi, te vaccinezi, între timp iei o pizza, bei o cafeluță, un răhățel, na? La noi nici chipsuri, nu, nici chipsuri nu ne dau dacă mergi. Treci acolo, îți mai greșești și vaccinul, îți fac rapel cu Zeneca, dacă ți-ai făcut cu Moderna și așa mai departe. Stai acolo. Nici chipsuri, dar de unde chipsuri? Că noi importăm cartofi. Noi, țară predominant agrară, cum citeam în manuale pe vremuri, noi importăm cartofi anual de 64 de milioane de euro. Nu mai avem cartoful de Râșca, nu mai avem cartoful de la Brașov, cartoful de la din Secuime, nu. Tot mai puțin cartofi se cultivează. Normal, între timp, din preponderent agrar am devenit preponderent aridă. O să facem producții bune la hectar, la kiwi, la banane, că mai multe sunt destule. Kiwi, banane, fistic o să cultivăm. Uităm de cartofi, uităm de porumb, chestiile astea care merg la ariditate. Ce mai cumpără românul când are destui bani? Rachete. Deja au sosit rachetele. Dom'le, ce rachete, că merg la 300 de kilometri distanță și nu știm până unde aterizează, dar 300 de metri fac. A sosit prima tranșă de rachete de la americani. I-am așteptat noi zeci de ani, decenii întregi am așteptat pe americani, cum am ajuns să ne facem cumpărături de la ei. Ne-au trimis că suntem prieteni buni,
Le suntem dragi americanilor. Prima tranșă de rachete undeva la Focșani. Se face acolo, nu chiar scut, dar se pun rachete așa. Mă, să nu le pună către Arad. Le pună către Șuti Putin. $1.5 miliarde am cheltuit pe rachetele astea. Vreo 80 trebuie să vină, au venit vreo 2-3. În 2-3 ani vin toate, în 4-5 instrucțiunile de folosire. Ne place nouă să ne jucăm de-a țară militarizată. V-am tot spus, le-am tot spus, dacă vor să ne cotropească. Jumătate de oră, au zis domnul Lavrov pe vremuri, deci din Rusia, prietenă. Deci că noi suntem în umbra marelui urs. Urs. La jumătate de oră. Noi până montăm rachetele, până ne... Bă, dar nu știi, de unde se aprinde? Pe ce buton? Suntem cuceriți, noi nici nu știm. Numai să vorbește rusește în jurul nostru și ni se cer ceasurile. Dacă e să fie până acolo. Ne luăm noi elicoptere, drone, tractoare, irigații, să avem de papa. Lasă cu războiul, că numai e cursa în armărilor. Să avem de... Mulțumesc pentru cafele. Fum la Marius Nasta. Nu știu ce s-o stricat iară la spital aseară, ați văzut. Omer și doamna Mahler, săracă, au fi ceva rudă cu compozitorul Mahler, că n-o scris la destule sinfonii, cât doamna Mahler scrie acum la Tânguieli. Acolo, săracă, nici nu mai știa ce să zică. Zilnic, de dimineața până seara, apare la TV să liniștească lumea și am iar o da flamă în ceva aparat la terapie acolo. Nu înțeleg, totuși nu înțeleg. După ce a fost odată un necaz, un bai mare, tot nu-l putut repara. A venit și doamna Șoșocă din teritoriu, zice, ce-i cu prizele alea? Parcă o și vedeam cu șurubelnița în dinți, că ea n-are mască. De-aia n-are mască doamna Șoșocă. Așa cu șurubelnița în dinți, cum intră în salone și începe să repare prize, ștechere, chestii. Aduceți-mi și ibricul, aducem termoplonjorul, mai știți? Tot repar. Doamna, e de o electricitate ieșită din comun, prea puține șoșoci, prea multe proteste. Săraca doamnă senator Șoșocă nu știa cum să se dedubleze. Că avea de lucru și la ortaci, i-a rezolvat portaci. Aia săracii au zis că mai stau încă două zile în subteran. I-au crezut că-i scoate din subteran. Aia 100 de ortaci, au stat și mai tare, s-au băgat și mai adânc în subteran. Zice, o pleca Șoșocă. Nu mai stăm aici. Când îi pe la București să zice să ieșim din subteran. Banii vin. Mâine sau poi mâine le intră banii ortacilor, dar să plece Șoșocă și ieșim. Tactică mare pe doamna Șoșocă. Are mașină frumoasă. Mașină cu șofer, cu geamuri fumurii. Dacă merge în teritoriu, conduce ea un Opel Corsa din 2015. Serie bună, nu consumă mult, ia-i la volan, mama națiunii. Da, a făcut un pic de scandal tot weekendul și a făcut transmisiunile dânsei live pe Facebook. E în regulă. E în regulă acum și domnul Victor Ponta stă pe gânduri să se întoarcă, să nu se întoarcă în PSD. Doamna Șoșocă e ofertată și ea a băut un ceai cu Daniel Ghiță. Daniel Ghiță și el parlamentar PSD care a dat în scris că ceaiul pe care îl oferă nu conține nimic. Știți că doamnei Șoșocă e frică de otrăviri. Da? Și apoi dacă intră doamna Șoșocă în PSD, dacă se întoarce Ponta în PSD, puteți uita. Fac cea mai puternică formațiune de stânga din România și nu numai, chiar și din București. Dacă îl dau deoparte pe Ciolacu, pe Grindeanu și să urcă ei acolo sus unde trebuie, circus, haos, la repaus. Dar într-un univers, nu chiar paralel, dar în alt univers, robotul, roverul Perseverance face poze de pe Marte și le trimite. Face selfie cu stâncile de pe Marte. Ce da, trebuie să facem aici, să tragem niște hoteluri, să construim, că România ori colonizat Zanzibarul și Maldivele, aici pe Marte, să facem niște stațiuni. Căutăm noi urme de viață, dar bine ar fi dacă n-am găsit. Să găsim numai apă, aer și o să vină și câte un fraier. Fraierul de serviciu, Nicu Bende, aici pe canalul de YouTube, de luni până vineri. Am început cu dreptul săptămâna aceasta. Aștept în comentariile voastre păreri zise și nezise în alte părți, să discutăm, să încingem o discuție, să mai urnim ceva din loc. Că suntem la început de săptămână, toate cele bune, numai bine, aici ne întâlnim și mâine de la 10, până vineri, nu contează, doar ce,
O săptămână avem, săptămâna dragostei la români. V-am salutat!